Te salut, națiune, și îți urez bun venit la un nou clip. Bun venit la un nou episod de săptămâna parfumată Gavo. Astăzi, episodul numărul 8. Ca să nu pierdem vremea, zic să începem cu prima intrare din această listă de parfumuri pe care eu le voi purta în această săptămână și pe care totodată vouă vi le recomand a le testa în prima fază. Ulterior, după ce le-ați testat, n-aveți decât să decideți pe banii voștri ce să faceți cu aceștia. Prima intrare este un parfum absolut senzațional din punctul meu de vedere, de la o casă fantastică, despre care v-am vorbit cu foarte mulți ani în urmă, și vorbesc despre casa Linari, iar parfumul este Draco Nero. Absolut fabuloasă prezentare, în primul rând, a acestei case cu sticlele sale rotunde. Ai avea impresia că este un punct de hockey supradimensionat, atât capacul cât și sticla în sine, dar mult mai important este ceea ce se regăsește la interior, și anume sucul din sticlă, pentru că ăla este cel mai important în această conversație. Vorbim despre un parfum care are o compoziție foarte interesantă, care reunește foarte multe tonuri interesante. Avem măr verde, avem piper negru, avem ananas, bergamotă, magnolie și mandarină. De asemenea, avem puișoare, iris, arnică, trandafir și flori de portocal. Și mai avem vetiver, gaiac, stejar, mosc, ambergris, fasole tonka și lemn de santal. Despre ce este vorba însă în acest parfum? Foarte simplu, despre vetiver. E despre un vetiver interpretat foarte unic, foarte diferit, foarte frumos, aș îndrăzni să zic excepțional. Un parfum de tip fougère, un parfum masculin, din punctul meu de vedere, ăsta nu este un parfum unisex sau pe care să-l văd purtat pe femei, deși n-au decât să încerce, repet, principiul este același. Încercați, vedeți dacă vă place doamnelor și ulterior nu aveți decât să decideți voi. Pentru mine, Drago Nero este un parfum masculin în care nota de vetiver este actorul principal, acompaniată de tonurile lemnoase, acompaniată de tonurile fructate și acompaniată de tonurile florale. Ceea ce oferă un ușor sentiment lemnos tropical, dacă vreți, dar nu exagerat, însă cu siguranță extrem de unic. Pentru că asta este Drago Nero, un parfum foarte unic, un vetiver, în primul și în primul rând, foarte unic. Un vetiver care nu te plictisește, un vetiver pe care nu l-ai mai mirosit în altă parte. Mai mult decât atât, este un parfum care performează foarte bine și care evoluează pe perioada purtării. Pentru că ai tonurile alea fructate absolut delicioase în deschidere, urmate de tonurile florale, în mod deosebit de nota aia de magnolie, combinată cu trandafir, combinată cu iris, combinată cu flori de cuișoare și combinată cu nota aia foarte ciudată și pe care eu n-am mai întâlnit-o niciodată într-un parfum de arnică, care nu este nimic altceva decât o floare de pe niște plante perenne, oarecum similară cu margaretele. Este o plantă care este folosită, de exemplu, în medicina tradițională, pentru cei familiarizați cu genul acesta de lucru. Un parfum foarte frumos, foarte elegant, revigorant, unic, foarte bun ca performanță. Drept urmare, va fi parfumul zilei de luni. Drept urmare, este prima intrare din această listă cu parfumurile săptămânii. Linari Dragonero. Cea de-a doua intrare vine de la o casă care de asemenea îmi place foarte mult, și anume L'Artisan Parfumeur. Și vorbim despre un parfum fantastic de proaspăt, de revigorant, de luminos, ar fi termenul cel mai propice pentru a-l descrie. Vorbesc despre un parfum floral, eminamente floral, este un parfum unisex din punctul meu de vedere, dar cu un pronunțat sentiment tropical, și anume Batucada, că despre el este vorba. La rândul său, Batucada are o compoziție extrem de interesantă, cu niște tonuri foarte curioase la interior, care îi conferă aspectul ăsta tropical, extrem de proaspăt, de efervescent, de luminos, dar deopotrivă și cu un pronunțat sentiment de vacanță. Avem limetă, avem trestie de zahăr, de asemenea avem mentă în cadrul compoziției, avem ylang ylang și floare tiară, avem de asemenea tonuri acvatice marine, sare și nucă de cocos. Și nu vă așteptați să fie un parfum în care nuca aia de cocos o ia razna și în care să fie tonul dominant, absolut deloc, pentru că aici este vorba în primul rând despre sentimentul ăla floral marin, extrem de prezent, care te face să te gândești la o destinație turistică, te face să te gândești la o destinație de vacanță, în sezonul estival. Pentru că, propriu-zis, ăsta este lucrul pe care îl face Batucada și îl face fantastic de bine, în mod absolut deloc surprinzător pentru mine, pentru că sunt foarte familiarizat cu parfumurile casei L'Artisan Parfumeur. Și îmi place la nebunie ceea ce face această casă. Batucada este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai frumoase interpretări florale, unul dintre cele mai frumoase parfumuri de vacanță, de concediu de vară,
Un parfum pe care să-l porți, de exemplu, dimineața când te duci la plajă sau implicit seara după ce ai venit de la plajă. Un parfum pe care de asemenea să-l porți și în anotimpurile reci, atunci când ți este dor de sezonul estival, când ți este dor de scenariile de vacanță aferente, când ți este dor de mare, în primul și în primul rând, și vrei să-ți creezi o anumită stare de fericire cu ajutorul unui parfum. E bine, Baducada face fantastic de bine acest lucru și deși vine în concentrația apă de toaletă, este un parfum care performează mai mult decât satisfăcător, chiar foarte bine. Drept urmare, Batucada de la L'Artisan Parfumeur este parfumul zilei de marți. Dacă iubiți tonurile florale, dacă iubiți parfumurile cu un sentiment de vacanță, parfumurile estivale, vă recomand cu absolut toată tăria Batucada. Și am ajuns la miercuri. Și miercuri menținem oarecum sentimentul ăsta, să zicem, fresh, boem, oarecum cu un sentiment de vacanță, dar puțin mai serios și puțin mai masculin. Și vorbim despre Casa Jerop și parfumul este amabil. Foarte, foarte frumos acest parfum. Știu, există foarte mulți cetățeni care nu-l suportă și așa mai departe. Este foarte interesant să citești comentarii postate de tot felul de indivizi care au prins și ei o mostră sau un eșantion de 1 ml și au pus două pufuri pe piele. Și după aia a reușit să emane adevărul în mediul online, dar Amabile este un parfum absolut încântător din punctul meu de vedere al celor de la Jerjo. Este o creație care se concentrează pe o notă, în mod deosebit, și anume mărul verde. O notă care mie îmi place foarte mult în parfumerie, o notă pe care am căutat-o foarte mult timp ca să o găsesc randată, așa cum îmi place mie, randată cum trebuie și extrem de calitativă și de dominantă în compoziții, și am reușit să o găsesc sub forma lui Amabile de la Jerjo. Dar nu vă lăsați înșelați, pentru că nu este vorba doar despre măr verde. Și nu vă lăsați înșelați să credeți că este un parfum doar de temperaturi indicate sau doar pentru sezonul estival sau cu un sentiment pronunțat de vacanță. Absolut deloc. Pentru că parfumul ăsta este mai matur. Comportă un aspect de eleganță, comportă un aspect extrem de versatil, de asemenea, în diverse scenarii de purtare, implicit în diverse scenarii de temperatură, de sezoane în care poate fi purtat. Ăsta pentru mine este un parfum de tot anul. Poate fi purtat cu maximă lejeritate și în temperaturi ridicate, dar și în temperaturi mai scăzute sau chiar foarte scăzute. Vorbim despre un parfum care, așa cum am zis, conține măr verde în primul și în primul rând, dar mai avem și lămâie de Amalfi, mai avem și bergamotă, mai avem și flori de portocal, avem cardamom de Guatemala, avem piper roz și iasomie. Și deopotrivă avem cedru, avem moscal, patchouli și vanilie mexicană. Și dacă vreți să simplific ecuația, Amabile este un parfum despre măr verde combinat cu cardamom și combinat cu vanilie mexicană. Despre asta este vorba și este extrem de delicios. Este un măr verde proaspăt, efervescent, suculent, precum fructul, dar deopotrivă, oarecum și condimentat datorită notei de cardamom și totodată și delicios gurmand datorită notei de vanilie. Dar nu este nota de vanilie obișnuită pe care o întâlniți în marea majoritate a parfumurilor. Este o vanilie oarecum afumat condimentată, cu accent mai mult pe partea condimentată. Drept urmare, este o compoziție foarte unică, foarte interesantă. Este o compoziție care, din punctul meu de vedere, se adresează mai degrabă unui bărbat. Da, parfumul este marketat ca fiind unisex, dar, din punctul meu de vedere, se adresează mai mult sau înclină mai mult balanța spre zona masculină. Tocmai datorită tonurilor condimentate de cardamom. Pentru că nota aia de cardamom este, de asemenea, foarte verde și contribuie din plin la sentimentul de prospețime al acestui parfum. Cea care domolește însă lucrurile, fiind nota aia de vanilie mexicană, deopotrivă cu tonurile de mosc, tonurile de patchouli și cu nota de cedru, care conferă propriu-zis coloana acestei compoziții. Un parfum unic, un parfum care miroase foarte interesant, un parfum care performează de asemenea foarte bine, nu aștepta să proiecteze, cel puțin pe mine nu o face, să proiecteze monstruos, dar ca longevitate și ca siaj este un parfum absolut excelent. Jerjov Amabile este parfumul zilei de miercuri. Mergem la ziua de joi și ziua de joi o dedicăm lucrurilor puțin mai serioase. Vorbim despre un parfum discontinuat de 7 ani de zile deja, în 2017. Vorbim despre un parfum de la o casă care nu știu dacă mai necesită prezentare. Vorbim despre Clive Christian și al său El.
Hai să zicem clasicul L, originalul L, cel care a fost înlocuit în 2017 cu L Oriental Woody, care vine sticla maro, mai deschisă, mai transparentă și cu elementele alea grafice pe fațadă. Vorbim despre un parfum care conține ulei de portocal amară și grapefruit, avem lemn de agăr și trandafir, avem balsam de brad, vetiver, cedru și mosc. Așa cum am mai zis-o, mie parfumul ăsta nu mi-a făcut de la început. În contextul în care l-am început, l-am testat pe hârtie de testare. Ceea ce este o mare greșeală, întotdeauna vă spun și vă repet, parfumurile se testează la nivelul pielii. Pentru că acolo se întâmplă miracolele, acolo se întâmplă transformările chimice. Acolo se petrec reacțiile chimice dintre compoziția chimică a parfumului și compoziția chimică a pielii fiecăruia. Drept urmare, pe hârtie parfumul ăsta a mirosit și miroase absolut oribil. Ăsta este adevărul și nu mă feresc să vă zic. Miroase absolut oribil, repulsiv, cum ar zice unii, mai sensibil. În schimb, purtat pe piele, e cu totul și cu totul altă poveste. Și este atât de bun, este atât de frumos. Un parfum masculin, un parfum lemnos, un parfum bărbătesc, în adevăratul sens al cuvântului, care tonurile lemnoase de lemn de agăr, de vetiver și totodată de cedru se împletesc de minune cu balsamul de brad și cu tonurile proaspete de grapefruit și ulei de portocal amară. Un parfum care poate să nu pară foarte original sau foarte unic, făcând raportare strict la numele casei și la prețul la care se comercializează parfumurile acestei case, dar din punctul meu de vedere care exultă calitate, care performează foarte bine, și care denotă foarte multă eleganță, foarte multă masculinitate. Drept urmare, parfumul zilei de joi va fi L, clasicul, hai să folosim termenul ăsta descriptiv, de la Clive Christian. Și am ajuns la ziua de vineri. Și ziua de vineri este dedicată unui parfum foarte interesant, unui parfum de la o casă care mi-e place fantastic de mult, vorbesc despre casa Penhaligon's și parfumul este ceva ce nu se găsește pe piață sau nu se mai găsește, pentru că a fost manufacturat în ediție limitată. Vorbesc desigur despre Agarwood. Agarwood de la Penhaligon's va fi parfumul zilei de vineri. O compoziție foarte simplă în care avem ulei de portocal amară, avem iasomie, avem lemn de agăr, avem cedru, vanilie, tonka și mirodenii din est sau mirodenii orientale. Hai să folosim termenul ăsta pentru că este mai tropice. Asta este compoziția lui Agarwood de la Penhaligon's. Absolut fabuloasă sticla asta cu papionul ăsta roșu, cu, hai să zicem, toată coloratura roșie. Un parfum lemnos, condimentat și deopotrivă ușor gurmand, tocmai datorită prezenței notei de vanilie și notei de fasole tonka. O compoziție nu neapărat orientală, în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă o interpretare în stil occidental a parfumeriei orientale, unde lemnul de agăr nu este un lemn de agăr foarte murdar, foarte agresiv, hai să zicem, cu simțurile, așa cum este specificul în parfumeria orientală reală, ci este un lemn de agăr mai civilizat, mai educat, mai senzual și deopotrivă mai elegant și ușor de tolerat de către purtător și de către cei din jurul său, care nu sunt familiarizați cu acest tip de interpretări, și anume orientale. Un parfum care exultă calitate, un parfum cu o performanță foarte bună de asemenea, deși nu este un monstru din punct de vedere al proiecției, dar asta îi conferă un factor de versatilitate sporit, ceea ce îl face excelent implicit în situații de birou, de spații restrânse, dacă vrei să-l porți în astfel de scenarii. Drept urmare, vineri, terminăm săptămâna cu Agarwood de la Penhaligon's. Și acestea sunt cele 5 parfumuri. Săptămâna parfumată Gavo numărul 8. Acestea sunt cele 5 parfumuri pe care eu le voi purta în această săptămână, așa cum vă zic în fiecare clip de genul acesta. Dar deopotrivă pentru voi reprezintă 5 recomandări de testare în fază inițială. Cumpărați cantități mici, aveți posibilitatea să o faceți, aveți site-ul la dispoziție, parfumeriagavo.ro, unde vă pun la dispoziție absolut toată colecția mea, dacă vreți să testați parfumuri de calitate. Purtați de câteva ori la nivelul pielii voastre, vedeți cum miroase, vedeți cum se comportă, vedeți cum performează parfumul sau parfumurile pe care le încercați, trageți singur niște concluzii și abia ulterior, în virtutea propriilor voastre concluzii, decideți dacă să vă cheltuiți sau nu banii pe aceste produse.
Nu recomand cumpărarea orbește și nu recomand cu atât mai mult să vă luați după toate bazaconile care circulă în mediul online, proferate de tot felul de indivizi care au cu totul și cu totul alte agende decât, hai să zicem, binele și bunăstarea voastră. Da, testați. Testați că e mult mai ieftin. E mult mai ieftin decât să vă duceți să vă aruncați banii aiurea și să realizați că ați făcut o greșeală pe care nu mai puteți îndrepta. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție. Aveți site-ul parfumeriagavo.ro, unde regăsiți absolut toate informațiile care vă pot interesa legate de partea de decantare și unde regăsiți de asemenea lista actualizată la zi cu absolut toate parfumurile care vă sunt oferite spre testare, în funcție de cantitatea pe care o doriți voi. Mulțumesc pentru timpul acordat, mulțumesc pentru atenție, dați-mi voie să vă urez în încheiere toate cele bune. Numai bine!